Această emisiune vă este oferită de STEMshore, banca daneză de celule STEM. Bine ați venit la Dr. Mit! Sunt dr. Bogdan Ivănescu și mi-am propus să caut adevărul din spatele miturilor medicale, precum că poți albi pe loc de frică sau că, la fel de bine, poți muri de râs. Pentru că nu ne-am sfiat să discutăm despre mituri atât de ciudate, astăzi nu vom face excepție și vom încerca să aflăm de ce strănutăm când ne uităm în lumină puternică. Atunci când simți că te încearcă strănutul, dar fără să reușești să strănuți, în multe cazuri este suficient să te uiți la soare sau într-o lumină puternică pentru ca acest reflex să se declanșeze. De ce se întâmplă acest fenomen ciudat? Ca să răspundem, ar trebui să culegem câteva date. În primul rând, ce este strănutul? O consecință a iritării mucoasei nazale, o expulzie convulsivă a aerului din plămâni. Este determinat de o contracție bruscă a diafragmului sau reprezintă toate acestea la un loc. Strănutul normal este provocat de către diversi agenți iritanți ai mucoasei nazale, precum particule mari de praf, polen sau de către obiecte străine introduse în nas. Aceasta provoacă descărcarea de impulsuri nervoase de la celulele receptoare din mucoasa nazală către creier, care ordonă mușchiului diafrag să se contracte și să expulzeze cu putere aerul din plămâni pentru a arunca afară din fosele nazale agenții iritanți. Deci, pe scurt, strănutul are ca rol eliminarea din nas a corpurilor străini. Atunci, ce am vrea să eliminăm când ne uităm la soare? Haideți să vedem dacă nu cumva acest reflex mai apare și în alte situații, precum în injectarea perioculară de anestezic, cum e în cazul operațiilor de cataractă, la smulgerea unei gene, în ambele cazuri, sau nu mai apare în alte situații. Ciudat, dar același reflex de strănut legat de aria vizuală apare și când injectăm anestezic periocular și când ne smulgem o geană. Dacă realizăm că uneori strănutăm și la smulgerea unui fir de păr din nas, începem să bănuim că există ceva în comun legat de aceste cauze. Înainte de a explora această zonă, haideți să vedem care dintre următoarele afirmații legate de strănutul în lumina puternică mai sunt adevărate. Este declanșat de variația intensității luminii și nu de puterea ei. Este moștenit. Apare la 25% din populație sau toate sunt adevărate. Dacă nu știai că poți strănuta uitându-te la lumina puternică, înseamnă că ești între fericiții 75% din populație și că nu ai moștenit de la părinți acest reflex ciudat. Și da, strănutul este provocat de variația intensității luminii și nu de puterea ei. Acum, știind acestea și amintindu-ne că strănutul este provocat și de injectarea perioculară și de smulgerea unei gene sau unui fir de păr din nas, haideți să vedem ce proces poate aduce la numitor comun toate aceste cauze. Stimularea totală a nervului trigemen, cel care enervează atât motor cât și senzitiv întreaga față. Generalizarea parasimpatică. Ambele mecanisme sau încă nu se cunoaște mecanismul ce provoacă acest tip de strănut. Opțiunea niciunul sau nu se cunoaște a fost aleasă foarte rar în cadrul episoadelor Dr. Mit, însă iată că a venit și vremea ei. Deși ambele mecanisme sunt bănuite a fi printre cele responsabile pentru declanșarea reflexului, nu avem dovada finală în acest sens și nici nu știm dacă nu cumva există și alte cauze. Stimularea totală a nervului trigemen presupune de fapt că reflexul pupilar în drumul său excită și căile nervoase asociate cu iritația nazală și astfel provoacă strănutul, pe când generalizarea parasimpatică presupune că variația luminii recepționată prin retină și transmisă ca semnal electric în creier se influențeze greșit zone corticale adiacente care duc la strănut, iarăși ca în cazul iritației nazale. În concluzie, ați aflat că doar un sfert dintre voi sunteți victimele reflexului fotic de strănut și că nu știm exact cauza acestui reflex denumit și mai științific strănutul de origine dominant autosomală helioftalmic. Ești interesat să afli mai multe despre curiozitățile medicale care te înconjoară? Atunci scrie-ne pe pagina de Facebook a emisiunii sau accesează drmit.ro. Întreabă și cercetează și nu pierde Dr. Mit. Această emisiune v-a fost oferită de STEMshore, banca daneză de celule STEM.